Bună seara tuturor! Cred că a sosit timpul și e momentul să începem. Vă doresc tuturor multă sănătate, succes și toate cele bune! Este un privilegiu să vorbesc de fiecare dată, deci și acum, înaintea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc în primul rând îndrumătorilor mei, Oana și Marian, dar și familie. Azi vă vorbesc ca mai scurt, dar mai consistent. Noi suntem și devenim ceea ce gândim. Mă gândesc că la celebra declarație a lui Harry Ford, dacă crezi că poți, ai dreptate. Dacă crezi că nu poți, și atunci ai dreptate. Și atunci mă întreb eu, atunci de ce să nu am încredere în faptul că eu pot, până la urmă? Azi aș dori să vă împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, idei, prin care putem să ne dezvoltăm gândirea unui campion. În două secunde să văd de ce nu merge ăsta. Ok. În artele marțiale, când vrei să spargi o cărămidă, ești învățat să nu te concentrezi pe cărămidă. Pentru că doar te vei răni și nu vei reuși să spargi niciodată cărămida. Trebuie să te concentrezi pe rezultat, adică pe mâna ta dincolo de cărămidă. Adică dacă eu aici mă opresc, clar, o să mă doară. Dacă mă concentrez pe momentul acesta, dincolo de cărămidă, atunci voi reuși să fac ceea ce mi-am propus. Este exact la fel ca și în viață. Concentrezi pe provocări, vei rămâne la nivelul acestora. Însă dacă vrei să fii campion, concentrează-te pe ceea ce vrei să obții, unde vrei să ajungi. În anul 1979, la Universitatea Harvard s-a făcut un studiu foarte interesant, despre care vreau să discutăm un pic. Unui număr anumit de studenți li s-a adresat o întrebare simplă. Care sunt țintele, obiectivele pentru viitor și cum vrei să ajungi acolo? Adică este o întrebare simplă. Ce vrei să faci și ce pași vei face ca să ajungi acolo? După acest sondaj scurt, s-au obținut următoarele rezultate, cel puțin interesante. 84% nu aveau obiective clare, adică nu știau ce, vedem noi. 13% aveau obiective, știau ce vor, dar nu le aveau scrise, nu le aveau conturate. Și 3% aveau obiective bine definite pe care le-au scris într-o agendă proprie. Aveau un fel de caiet de vise, dacă vreți. După acest studiu s-au luat datele personale ale studenților și s-a urmărit evoluția lor un număr de ani, o perioadă considerată de cercetători suficient de lungă ca rezultatele să fie concludente. Și vreau să vă dau rezultatul. Iată, cei 84%, după 10 ani, să spunem, erau oameni normali. Deși au terminat Universitatea Harvard, deci nu orice universitate, dar erau oameni normali. Nu ieșeau cu nimic în evidență. Cei 13% care aveau obiective, dar nu le-au scris, erau oameni de succes, mult mai împliniți decât primii, pe toate planurile, și câștigau financiar cât cei 84% la un loc. Atenție! Și acum atenție la următorul punct. Cei 3% care știau ce vor și au și notat, au avut reușite extraordinare în toate domeniile și câștigau de 10 ori mai mult decât cei 97% cumulat. De aceea eu cred că foarte mult contează cum gândim. Contează foarte mult care sunt obiectivele noastre, dacă le notăm sau dacă nu le notăm. Care este direcția spre care ne îndreptăm? Sau lăsăm ca viața să ne ducă ca după valuri? Ce vrem să facem cu viața noastră? Sau întrebarea este, vrei o viață de succes? Am găsit un citat foarte interesant pe care vreau să vi-l împărtășesc. Succesul, indiferent de domeniu, indiferent despre ce domeniu vorbim, necesită obiective foarte bine definite. Cel care dorește să-și asigure cu adevărat succesul în viață, trebuie să își noteze și să-și păstreze cu fermitate înaintea ochilor săi ce vrea.
Adică tot timpul să știe omul încotro se îndreaptă, ce vrea și să nu se abată de la drum. S-au mai propus, nu sunt primul care mi-a inventat roata, dar eu vă propun să vă afișați citate importante pentru voi și de preferință, evident, motivaționale, în locuri unde le puteți vedea cât mai des. Un astfel de loc este în baie, în fața oglinzii, clar, acolo stăm cel mai mult. Iată un citat pe care îl am eu în baie. M-am pozat, scuzați calitatea fotografiei, dar eu așa consider, dacă nu știi unde mergi, e clar, nu vei ajunge niciodată acolo. E nevoie să stabilești care este direcția ta. Problema este, ceea ce spune și Michelangelo, marele sculptor, sau de fapt sculptorul tuturor vremurilor, este că oamenii nu țintesc prea sus și eșuează, pentru că ei țintesc prea jos și reușesc. Da, pentru că dacă spui ținte joase, clar că le vei obține. Zici, sunt un om realizat, am un job bun, am un loc de muncă bun, un salar bunicel. Ei, asta e tot ce vrei de la viață? Vreau să vă spun, puneți-vă ținte înalte. Nu vă mulțumiți cu mediocritatea, cu sloganul tipic, las că merge și așa. Puneți-vă ținte înalte. Un lucru este clar, fiecare om este unic. Campionii știu acest lucru. De aceea niciodată nu se compară unii cu ceilalți. Nu ne comparăm. Păi în comparație cu... Păi, dragii mei, haideți să fac o comparație. În comparație cu un șeic din Emiratele Arabe, sunt cel mai sărac om de pe planetă. Dar dacă mă compar cu un om sărac care tocmai și-a pierdut și locuința și stă undeva într-un cărucior, știți, cu căruciorul ăla din filmele americane, atunci sunt un om bogat. Dar serios, eu trebuie să mă compar cu alții? Un adevărat campion niciodată nu se compară cu alții, în schimb, se compară cu sine însuși. De fapt, în fiecare zi, tu trebuie să fii mai bun decât ai fost ieri. Dezvoltă-ți talentele, dezvoltă-ți abilitățile. Albert Einstein spunea că fiecare dintre noi este un geniu. Atenție, și tu ești un geniu. Dar dacă judeci un pește după capacitatea sa de a se cățăra în copac, atunci toată viața vei trăi crezând că ești un idiot. Adică tocmai de aceea trebuie să evităm să ne comparăm. Da, eu nu am același succes ca și celălalt. E, nici nu vreau să am același succes ca și celălalt. Vreau să am succesul meu, care poate va fi chiar mai bun decât al celuilalt. Și aș dori să vă dau câteva exemple. Ați auzit de Louis Pasteur, cel care a fost pionier în domeniul microbiologiei. Știați că el a fost mediocru la chimie? Dar știți de ce? Pentru că el era preocupat de lucruri mult mai valoroase decât ceea ce se preda la școală. Da, și Pasteur a devenit celebru. Sau poate ați auzit de Beethoven, Ludwig van Beethoven, care a fost compozitor, care a fost surd. Dar cel mai cunoscut acest Beethoven este pentru Sinfonia IX, pe care a compus-o fiind surd. Este cea mai tare simfonie, ascultați-o pe internet. Este și imnul Uniunii Europene. Este o capodoperă. Se spune, apropo, despre Beethoven, că atunci când el și-a și dirijat opera, vă dați seama, el nici nu știa că este aplaudat. Cineva l-a bătut pe omăr și a spus, întoarce-te că oamenii te aplaudă. Atunci și-a dat seama auditoriul că el nici măcar n-a auzit ceea ce se spunea. Da, și totuși este celebru. Pentru că nu s-a comparat cu alții. Sau vreți să vorbim despre Abraham Lincoln? Este a 16-lea președinte a Statelor Unite ale Americii și sunt convins că ați auzit de el. Aceasta este, de pe internet am luat, aceasta este baraca în care s-a născut el. Aceasta este baraca în care a crescut. Și el nu s-a dat bătut niciodată, pentru că el a avut niște vise, avea niște obiective clare și el a vrut să ajungă acolo. Citiți numai biografia, este extraordinară. Sau dacă vreți, Franklin Roosevelt este al 32-lea președinte a Statelor Unite. El a fost din nou un președinte eminent american, își amintesc cu drag de el. El avea un defect, avea poliomielită înainte de inventarea vaccinului pentru poliomielită. Dar și omul acesta, cu toate că avea un defect, un handicap, și am spune, omul ăsta nu are nicio șansă, totuși el a avut o țintă și știa încotro se îndreaptă. Bine, despre Einstein n-am ce să vă povestesc.
Einstein, care cu teoria lui de relativitate și care se spune că după moartea lui a fost cântărit creierul și a avut creier mai mare decât omul în general, cu un IQ fantastic, era un copil problemă. Era un copil îndărătnic și diferit. Dragii mei, dacă aveți copii, nu-i tratați. Vezi că ceilalți copii au nota 10, dar ce te doare pe tine de ceilalți copii? Dezvoltă-ți copilul. Învață-l să aibă obiective clare și să meargă spre ele. Sau îl știți pe Thomas Edison? Cred că nici el nu necesită prea multă prezentare. El a fost un inventator american și un om de afaceri de succes. De fapt, el este descris ca cel mai mare inventator al Americii. Știți cum a început el viața lui? El a fost un vânzător de ziare în tren. Ce șanse i-ați fi dat lui? Așa că uitați-vă în oglindă și uitați-vă care șansele mele, care le vreau eu să le am. Și vreau să vă prezint eu o statistică interesantă. Din nou am găsit acest lucru într-o carte și mi-a plăcut foarte mult. Au cercetătorii, oamenii care n-au avut acea de lucru, au analizat viața a 300 de somități ai omenirii, adică 300 de oameni celebri care au ajuns mari, care au avut un rol important în omenire. Dintre aceștia, 25% au suferit de handicapuri, ca orbire, surzenie, paralizii. Atenție, 25% e mult, un sfert dintre aceștia. Și 3/4 dintre aceștia 300, fie că s-au născut într-o mare sărăcie, fie au provenit din familii dezmembrate, adică iar n-au avut condiții, sau cel puțin au crescut în condiții extrem de tensionate. Și acum poate că ne întrebăm ce anume a contribuit la succesul lor. Cu siguranță nu condițiile mediului înconjurător. Noi spunem, ei, dacă m-aș fi născut într-o altă lume, ei, dacă părinții mei erau altfel, o, dacă. Nu! Uitați-vă încă o dată la această statistică. Acești oameni au crescut în condiții total nefavorabile. Și atunci, care este secretul succesului lor? Mentalitatea lor. Dorința de mai mult. Ei niciodată nu s-au plâns. Ei au acționat. Aceasta este mentalitatea de campion. Și mi-amintesc că doamna Vâșdea ne mai spunea de multe ori la întâlnirile la care am participat live că o viață bună este dușmanul unei vieți și mai bune. Și așa este. Când suntem mulțumiți, pentru că noi ne comparăm unii cu alții și spun, da, față de eu totuși o duc bine. Clar, nu mai vreau mai mult. Dacă mă compar cu mine însumi, îmi dau seama că da, și ieri am fost așa, și alaltă ieri, și luna trecută, nu e ok. Trebuie să cresc. V-am mai spus într-o altă ocazie, planta care nu crește, moare. De aceea stabiliți-vă obiective foarte clare. Și nu dați vina pe nimic și pe nimeni. Jim Rohn spunea la un moment dat și a observat un lucru interesant. Dacă vrei ceva cu adevărat, găsești calea. Dacă nu, vei găsi o scuză. Să vă mai spun o dată, eu cred că înțelegeți foarte bine despre ce e vorba. Dacă ceva este important pentru tine, vei găsi o cale. Apropo, așa ca o paranteză, știți că noi vorbim despre vânzări, că mă, oamenii nu vor să cumpere. Păi normal, dacă nu e important pentru ei. Normal că nu vor să cumpere. Fă-i să considere important ceea ce tu vrei să le vinzi. Asta este secretul vânzărilor, dacă vreți. Da, dar dacă tu nu vrei să vinzi, dacă tu nu vrei să vinzi, păi da, nimeni nu cumpără. Gata, am rezolvat problema. Am găsit o scuză. Dar dacă eu vreau să am succes, voi găsi metoda potrivită prin care pot să-l conving pe om să ia ceea ce vreau eu să-i dau. E o carte extraordinară. Nu pot să nu vă recomand această carte. John Maxwell, uneori câștigi, alteori nu pierzi, ci doar înveți cum să nu faci data viitoare. Fac referire din nou la Thomas Edison. Știți, atunci când el a inventat becul, se spune că unii spuneau, măi, tu iar n-ai reușit, iar n-ai reușit. Și a spus, nu, doar am descoperit o cale prin care nu pot să fac lucrurile acestea. Găsesc acum o nouă cale. Citiți această carte, vă recomand cu multă căldură. Și vreau să mă apropii de final. Știu că am fost azi foarte scurt, dar mai am câteva idei care vreau să vi le împărtășesc. În primul rând, învățați să apreciați timpul.
pentru că timpul nu se mai poate întoarce. De aceea este foarte important să ne organizăm timpul, să ne stabilim prioritățile. Este important ca să transmitem oamenilor că se pot debizui pe noi. Vreau să vă spun, punctualitatea este o virtute. Și da, dacă eu organizez timpul, dacă le arăt oamenilor că se pot baza pe mine, dau dovadă de faptul că sunt bani, timpul înseamnă efort. Unii au darul de a-și organiza timpul foarte eficient. Alții trebuie să învețe. Iar nu găsiți o scuză, găsiți o cale prin care învățați să vă organizați timpul, să vă stabiliți prioritățile. Într-o altă ocazie am vorbit despre organizarea timpului. Acum nu vreau doar atât să vă menționez. Încercați să eliminați din timpul dumneavoastră lucrurile neimportante. Încercați să le eliminați. Tot Jim Rohn spune un lucru interesant. Pe mine m-a pus pe gânduri. Oamenii săraci au televizoare mari. Oamenii bogați au biblioteci mari. Acum, dacă probabil aveți, ca și mine, trebuie să recunosc, nu vreau să fiu copit un televizor cu diagonală mare, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să fiți sărac. Dar dacă tot ce aveți în casă este un televizor cu diagonală mare, da, aveți șanse mari. Comparați diagonala televizorului cu diagonala bibliotecii dumneavoastră și după aceea putem discuta. Eu cred că este lucrul cel mai important. E un subiect la care ar trebui să medităm. Și dacă tot vorbim despre cărți, nu uitați despre dezvoltarea personală. Nu neglijați dezvoltarea personală în tot ansamblul ei. Da, am vorbit și despre aș putea vorbi și despre sănătate, aș putea vorbi despre mai multe lucruri. Azi vreau să vă vorbesc doar despre cărți. Din când în când mă mai uit pe Facebook, așa să mă mai distrez, recunosc la ce citesc acolo, nu pot decât să mă distrez. Dar în ultima perioadă când mă uit pe Facebook, nu mă distrez. Pur și simplu mă îngrijorez. Oamenii nu citesc. Adică mă refer la cărți de calitate. Prostii citesc, destule. Oamenii nu citesc cărți de calitate. Țin să subliniez faptul că o lectură atractivă este mult mai eficientă decât audierea unor discursuri sau vizionarea la televizor. Nu neglijez importanța și acestora. Nu spun că acestea ar trebui date la o parte. Nu, atenție, nu mă răstălmăciți. Dar dacă citești o carte, câștigi mai mult decât ascultând sau privind la ceva. Când citești, mintea lucrează. Îmbină literele și cuvintele și asociază cuvintele cu idei. Haideți să vă spun de fapt ce mă refer. Aceste cărți care sunt romane, trebuie și acelea citite, și acelea au rolul lor de distracție. Dar acum vorbesc despre dezvoltare personală. Și atunci când citim cărțile acestea care merită aprofundate, nu ezitați să le studiați aprofundat. Subliniați-le, notați-vă citate, puneți-le peste tot în casă. Probabil că am trecut cu toții prin școală și am tocit din când în când lecția. Am fost și noi tocilari, mai mult sau mai puțin. Adică în momentul în care n-ai avut chef de învățat, dar știai că trebuie să iei o notă bună, ai luat cartea, ai memorat fără să gândești la ceea ce memorești și ai luat o notă bună. Adevărul că este că tocilarii nu mai știu nimic după 2 săptămâni de la examen și sunteți de acord cu mine. Însă pentru cei care învață sistematic, și nu doar superficial, cunoștințele devin o parte din propria ființă. Și, dragii mei, noi nu suntem în școală acum, suntem în școala vieții, adică învățăm pentru noi acum în sensul cel mai profund al cuvântului. Adică dacă eu aprofundez, dacă studiez, la un moment dat voi deveni una cu ceea ce am citit.
Ajung să înțeleg mai bine ceea ce am citit, ajung să înțeleg mai bine lumea, ajung să gândesc critic, analitic ceea ce se întâmplă și da, încep să mă înțeleg mai bine pe mine însumi. Pentru că fiecare nouă cunoștință vine să îmbogățească acest tezaur. În încheiere, mai trebuie să vă spun ceva. Știți, noi de cele mai multe ori preluăm de la alții și nu gândim. Noi muncim, nu gândim. Asta era sloganul comunist, dar eu cred că de atunci au trecut peste 30 de ani și ar trebui să ne schimbăm mentalitatea. Da, oamenii se chine în jurul nostru. Toți au făcut la fel și dacă tu vii cu o idee nouă, spune, aia, toată viața am făcut așa, de ce să fac o noutate? Dragii mei, învățați să fiți creativi. Da, câteodată necesită un efort în plus la început, dar după aceea, conform imaginii pe care o vedeți, după aceea ești mai de succes. Și acum vreau să vă spun așa, ca de la om la om, de la suflet la suflet, aveți niște îndrumători. De ce nu-i consultați? Da, de obicei, noi suntem prea încăpățânați să ne consultăm cu îndrumătorii. Știți de ce? Las că știu eu mai bine. Da, dar dacă îi asculți atent pe oamenii care au fost deja în locul în care tu ai fost și ei sunt deja acolo unde tu vrei să mergi, dar de ce să nu mă consult cu el? Nu mă compar cu el, atenție, dar mă consult cu el. Și spun, mă, dacă el a putut, înseamnă că pot și eu. Dar de ce să mă chinui eu? De ce să fac aceleași greșeli când pot învăța din greșelile altuia? De ce să lucrez din greu când pot lucra inteligent? Învățați din greșelile îndrumătorilor ca să nu le mai repetați. Dacă nu le veți repeta și după aceea spui, a, îndrumătorile, de ce nu mi-ai spus? Uite de aia, că nu m-ai ascultat. Vreau să vă spun, gândește și fii creativ. Căutați soluții. Dezvoltați-vă. Formați-vă gândirea aceasta de campion. Nu vă comparați unii cu alții. Dezvoltați-vă, dezvoltați-vă și dezvoltați-vă. Și un ultim slide. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu, personal, nu voi fi niciodată un om obișnuit. Pentru că am dreptul să fiu un om extraordinar. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, Carol Mudnean, ai fost extraordinar ca de fiecare dată. Îmi place foarte mult timbrul vocii tale, adică, nu știu, când vorbești, totul intră acolo unde trebuie. Mulțumesc frumos! Dragii mei, Carol Mudnean este un speaker motivațional și în seara aceasta ne-a onorat cu prezența lui aici. L-am admirat pentru că îl cunosc de mulți ani și știu câte ore a investit în dezvoltarea lui personală. Îi cunosc și biblioteca, pentru că am avut ocazia să fiu odată la el acasă. Are o familie frumoasă, împreună cu soția lui dezvoltă afacerea, dar mai mult decât atât este și un lider pentru comunitatea pe care o conduce, pentru că cu asta se ocupă, investește în oameni și ajută pe fiecare în funcție de ceea ce își doresc. Așa că noi îți mulțumim, Carol, pentru că ai fost alături de noi și, sincer, ai avut un speech ca de fiecare dată extraordinar. Mulțumesc. Acum trebuie să vă mai spun ceva. Musai să spun că prea m-ați lăudat. Știți de la cine am învățat, între altele? De la doamna Daniela Vâjdea. Da, să știți că trebuie să vă spun, dacă tot avem un pic de timp, trebuie să vă spun cum am fost eu prima dată, acum 10-11 ani aproape, când am intrat în această afacere. Am fost absolut sceptic. Am zis că este o prostie, nu cred. Și m-am dus la prima întâlnire, la Deva, cu carnețelul să-mi notez greșelile care le voi spune ca să vă pot combate. Vorbitorul a fost doamna Daniela Vâjdea. Păi, sincer, dacă eu sunt motivațional, dumneavoastră sunteți extra motivațional. Deci eu mi-am pus jos carnețelul și am spus, wow, deci n-am putut să scriu pentru că v-am savurat. Și da, am spus, și eu vreau să fiu așa. Am mai vorbit eu până atunci, dar nu așa ca dumneavoastră. Am mai ținut discursul, dar nu ca voi. Eu să mă dezvolt. Am reușit oricum pentru că ați fost alături de noi și mă motivați și pe mine în continuare. E o onoare să fiu în echipa dumneavoastră.
Apreciez, Carol, cuvintele frumoase. Nu am știut și uite că au trecut mulți ani, n-am știut de carnețelul tău. N-am știut că ai venit să notezi greșelile, dar... Păi nu m-am laudat cu așa ceva, nu? Noi facem această... Da, noi facem această afacere cu inima, cu sufletul, credem 100% în ea și atunci când credem, nu avem cum să greșim. Așa că eu îți mulțumesc încă o dată și apreciez faptul că ne-ai spus cum ai început afacerea. Cu mult drag și oricând. Da, pentru ceilalți, cred că sunt și invitați noi aici. Eu am o recomandare, poate că sunteți pentru prima dată. Vă recomand să puneți întrebări persoanelor care v-au trimis acest link, să vă arate și frumoasa afacere pe care o dezvoltăm împreună, pentru că suntem o comunitate și facem lucruri minunate împreună. De unii singuri niciodată n-am putea realiza cât se poate face într-o echipă, așa că noi vă așteptăm alături ca să fim și mai puternici și să facem multe lucruri frumoase pentru cei din jur. Este o minunată oportunitate în spate la tot ceea ce ați văzut și merită să vă acordați șansa să aflați mai multe informații pentru dumneavoastră. Cu siguranță vă doriți lucruri bune în viața dumneavoastră, cu siguranță și mai ales în zilele pe care le trăim, aveți nevoie să aveți alături o echipă care vă susține și pe parte psihică, ca să spun așa, iar aici, în această comunitate, găsiți de toate, de la dezvoltare personală până la multe alte lucruri care pot fi în folosul familiilor dumneavoastră. Vreau să vă fac un anunț pentru cei care sunteți deja implicați în proiect. Începând cu data de astăzi, toate comenzile pe care le faceți sau aveți posibilitatea să le faceți și cu plata cu cardul, așa cum a fost înainte. Știți că o perioadă s-a suspendat această plată, dar de astăzi s-a reintrat în modul normal. La plata cu cardul aveți posibilitatea să aveți livrare gratuită, iar dacă alegeți cealaltă plată, se poate și așa, doar că se plătește o taxă suplimentară. Dragii mei, ne oprim aici și vă lansez invitația pentru lunea viitoare, când din nou de la aceeași oră o să avem un alt invitat alături, o persoană care are foarte multă experiență în acest domeniu și care vine cu informații noi spre dumneavoastră, așa că nu ratați, asigurați-vă locul în sală și haideți să fim împreună, pentru că avem nevoie unii de alții. Iar întotdeauna, așa cum știți, esențele tari stau în sticluțe mici. Avem nevoie de aceste întâlniri pentru a trece cu bine peste toate și pentru a avea psihicul ridicat, moralul ridicat, să ne simțim aproape unii de ceilalți, iar toate aceste lucruri nu le găsim oriunde, nici măcar la televizor, cum spune Carol, da? Prea puțini sunt oamenii care în ziua de azi te mai încurajează să faci ceva, să fii bine tu și familia ta, iar eu recunosc că cu toții, eu personal, familia mea, avem nevoie de aceste lucruri care sunt extraordinar de benefice în viața noastră. Așa că vă așteptăm lunea viitoare de la aceeași oră, iar eu vă doresc mult succes în deciziile dumneavoastră și nu uitați, luați legătura cu persoana care v-a invitat să vă ofere mai multe detalii.